Pentru sute de olteni, mini-vacanța de Sfântă Mărie s-a transformat într-un coșmar. Planurile de vacanță s-au năruit într-o clipă din pricina neglijenței. Au uitat că suferă de boli care sunt ținute în frâu doar cu medicamente și au renunțat, fără a sta prea mult pe gânduri, la medicația prescrisă de specialist. Iar consecințele au fost pe măsură. Unitatea de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina a fost luată cu asalt de zeci de bolnavi ajunși acolo în stare gravă. Bolile cardiovasculare au fost cele mai întâlnite și cele care pun cel mai mult în pericol viața pacienților. Nu au lipsit însă nici colicile biliare căpătate în urma consumului excesiv de alimente. O categorie aparte a fost și de această dată reprezentată de băutorii profesioniști. Intoxicațiile cu alcool au fost la ordinea zilei, ca și agitațiile psihomotorii cauzate tot de lichidul bahic. În aceste cazuri, intervenția medicilor s-a rezumat la stabilizarea pacientului, ca mai apoi să îl îmbarce pentru un sejur de câteva zile la secția psihiatrie. În medie, pentru cele 5 zile începând de vineri până marți, a fost un număr de circa 130 de cazuri pe zi. Patologia la care au apelat pacienții este o patologie comună acestei perioade. S-au prezentat pacienți cu afecțiuni digestive, cu tulburări ale sistemului cardiovascular, precum și cazuri de urgențe de traumatologie care au necesitat transferul către spitale de eșalon superior. Ca de fiecare dată, orice zi liberă în plus înseamnă mai mult de muncă pentru medici. Prinși de activitățile zilnice sau de planurile de vacanță, oltenii uită de cumpătare în toate și așa se aleg cu drumuri din ce în ce mai dese la spital. Medicii atrag din nou un semnal de alarmă asupra modului în care românii înțeleg să petreacă. Consumul de alcool este la ordinea zilei, se bea exagerat de mult, iar consumatorii nici nu vor să audă de efectele dezastruoase pe care alcoolul le produce nu doar fizicului, dar și psihicului.